Oligarhul rus Roman Abramovich și doi dintre membrii echipei ucrainene de negociere cu Rusia ar suferi de simptome de otrăvire. Noi detalii ale presupusei otrăviri a miliardarului rus sunt scoase la iveală. Conform unui oficial american citat de Reuters, serviciile de informații sugerează că Abramovici și negociatorii de pace ucraineni s-au îmbolnăvit din cauza unui factor de mediu și nu au trăvirii. Atât Abramovici cât și membrii echipei ucrainene au dat vina pentru simptomele de otrăvire pe membrii facțiunii dure de la Kremlin, despre care ei spun că vor să saboteze negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Cei trei au acuzat simptome similare, ochii roșii și descoamarea pielii feței și mâinilor, lăcrimare constantă și dureroasă. Potrivit ziarului, simptomele au apărut în urma unei întâlniri la Kiev la începutul acestei luni. Anunțul citat de Sky News, dar neverificat, arată că Abramovici a călătorit frecvent între Moscova și capitala ucraineană în timpul negocierilor pentru pace.